Ai auzit, frate, ce s-a întâmplat? S-a întors, frate. Ăsta. Nebunul. Serialul ăsta. Sezonul 3, tate. Strain. Sezonul 3. Cel mai bun serial horror s-a întors în sfârșit cu un sezon nou. Nu știu ce vrei tu să spui, eu te opresc un pic aici înainte să o spui, dar pentru mine, The Strain, la ora actuală este cel mai bun serial horror. Vorbim de horror. Nu vorbim de dramă cu zombie unde ne plimbăm toate sezoanele. La începutul sezonului se întâmplă ceva extraordinar de surprinzător, iar după aceea ne plimbăm încă 5 episoade și la finalul sezonului se întâmplă ceva extraordinar de surprinzător. Nu genul ăla de horror. Recomand The Strain de când a apărut primul sezon și mi s-a părut ridicol să nu vorbesc despre sezonul 3. Bă, piesa asta de artă, unde participă și Guillermo del Toro, omul care a făcut chestii ca Hellboy, Pacific Rim, ăla cu labirintul pe care nu l-am văzut, că nu-mi place așa multă spaniolă. Deci, omul se știe la make-up, ok? Omul se știe bine la make-up, se știe bine cum să regizeze o scenă horror ca lumea. De aceea, serialul ăsta e bun. Despre ce e vorba? Ai grijă că sunt mici spoilere pentru serialele. O să încerc să mă țin cât pot de departe, dar e un pic cam imposibil că e sezonul 3. Dar ar trebui să te apuci de el. Gen, închide clipul și apucă-te de el dacă n-ai văzut niciodată. E ok. Dar pentru cei care au văzut celelalte sezoane și pentru sezonul 3 nu o să dau spoilere, dar oricum. În sezonul ăsta continuăm aventura cu maestrii antici. Maestrul actual și, desigur, tipul care vrea să-l distrugă pe maestru. Și nu vorbesc de omul care vrea să-l distrugă pe maestru, ci vampirul special care vrea să-l distrugă pe maestru. Aflăm mai multe de ce vrea el, gen povestea lui de când era el. Aflăm mai multe și despre moșulică care are sabia înteacă și, desigur, se dezvoltă povestea asta cu copilul personajului principal și soția lui. Și uzi niște scene chiar mișto. În afară de toate astea, omenirea a cam luat-o în față când au văzut că da, se întâmplă, există un virus, da, suntem radical, nu prea mai avem ce face, deci trebuie să găsim o armă împotriva lor. Și atunci cine intră? Normal că intră the government, adică guvernul. Nu, că avem noi o idee, dar vrem să vă angajăm și să faceți pentru noi un ser din ăsta. Voi rămâne, motherfucker. Și pe lângă toate astea mai intră și corporatiștii pe care poate i-am văzut în sezonul trecut. Vrem să folosim sângele vampirilor, sângele alb, ca să trăim mai mult. Deci eu zic, se întâmplă atâtea chestii și sunt așa de puține episoade că o să spui vreau sezonul 4 acum. Ca actor se întoarce castul de data trecută, numai că primești poate mai mult pe ecran, gen se scade apariția unor anumite personaje ca să ridicăm un pic în sus alte personaje, ceea ce e complet ok. Pușulică, fiul, bolangiul ăla, nu mă enervează, e chiar mișto. Poate e un pic prea plângăcios, dar e totuși un puștulică care trăiește cu o mamă vampir. Actorul principal scade un pic din rol și nu mai este atât de dramatic și parcă gen renunță la tot ce avea el, pentru că tot ce vrea acum e să-și găsească fiul. Și mai este un tip care, gen un grup de tip care, bă, hai să luptăm împotriva lor. Și într-un fel au alte aspirații sau alte convingeri, dar parcă-s la fel. E un tip latino. E un tip din ăsta șmecher cu barbă, ăla îmi place foarte mult. E moșulică cu sabia și mai apare și extraterestru. Gen e un grup din ăsta diversificat de oameni care au același scop. Dar, deși au același scop, nu au aceleași porniri, gen motive. La sfârșitul zilei, când am pornit sezonul ăsta din The Strain, am zis, ok, începem. Pentru că, pe bune, față de alte seriale, pentru că recent am renunțat și la Z Nation pentru că timp, efectele sunt superbe. Când îi taie capul, zici că îi taie capul. Gen, ăia smachiați, nu este totul pe calculator. Îs unele scene în care într-adevăr este pe calculator, dar am impresia că au făcut-o așa de bine încât să le mascheze ok. Chiar m-am simțit bine că l-am văzut. Scenele de acțiune, când este acțiune, sunt foarte bune. Scenele de urmărire, când este urmărire, sunt foarte bune. Și când se oprește un pic din toată treaba asta și vor să-ți arate, trebuie să-ți spună și esența, gen nu poți numai acțiune, bătă în cap. Trebuie să arate un pic și esența, bă, de ce facem asta, unde mergem, care-i șmenul?
e foarte bine și aia. Acestea fiind spuse, sper doar să nu se termine cu un bang din ăla, știi, gen să construiască atâta și să fie gen o beșină, știi. Vreau să văd o luptă mare, arată că se dezvoltă, ceea ce e foarte bine, dar vreau să văd, tati, o luptă mare cu antici ăia, cu toate alea. The Strain sezonul 3 primește scut complet. Ai văzut serialul ăsta? Ești de aceeași părere cu mine sau ai renunțat după primul sezon? Ești, frate, asta e cam ridicol, frate. E ce cu vampirii ăștia care nu sunt vampiri? Lasă-mi în secția de comentarii. Sub butonul de like ai să găsești alt clip mișto și subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.